pentru a-și asigura succesul privind calificarea în grupele Ligii Campionilor, Astra a început deja tratativele pentru transferurile unor jucători noi. Președintele Astra, Dani Coman a declarat că primele ținte ale Giurgiuvenilor sunt doi jucători din campionatul intern, dar mai sunt luați în vizor și alți doi fotbaliști din străinătate. Cei doi din campionatul intern sunt Săpunaru și Goropsov, jucători doriți de staful Giurgiuvenilor, dar încă nu se știe ce se va întâmpla. Mai avem doi jucători de afară pe care îi urmărim de jumătate de an și vrem să-i aducem pe Silviu Balaure de 20 de ani, mijlocaș de la Baia Mare, l-am luat deja. E un copil foarte valoros și am foarte mare încredere în el, a declarat Dani Coman la Europa FM. Pe de altă parte, Astra este aproape să dea o lovitură atât stelei cât și lui Dinamo și să ajungă la un acord cu Nicolas Goropsov, pentru că mijlocașul argentinian este la final de contract cu Asia Târgu -Mureș și poate fi transferat gratis. Steaua i-ar fi făcut deja o ofertă jucătorului de 26 de ani, iar Dinamo este la rândul său interesată, dar se pare că Astra și-a anticipat rivalele și este la un pas să bată palma cu fotbalistul sud-american. Sunt niște discuții cu Astra, trebuie să ne înțelegem, să ne punem de acord cu niște lucruri și vom vedea în zilele acestea dacă vom lua o decizie. Mi-ar plăcea să joc în preliminariile Champions League și în grupe, ar fi o experiență importantă pentru mine. Știu că echipa mă dorește, ar vom vedea dacă se va concretiza ceva. A declarat Gorobsov la LUC TV. Cotat la 650.000 de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.de, Coropsov a sosit la Seat Târgu Mureș în vara lui 2014 de la Fece Torino. El mai a evoluase în România și la Politimișoara. În acest sezon a evoluat în 37 de meciuri în toate competițiile și a reușit să marcheze 5 goluri.